Mutu umilește Dinamo Ungruia 4-0 pentru CFR astăzi, după un meci în care Dinamo a arătat ca la începutul campionatului și nu ca în ultimele două etape, așa cum ne așteptam. Așteptăm reacțiile din Gruia, un meci în care Otele marchează o dublă și, în general, așa, la discreția CFR-ului, această partidă, Răzvan Pleșca, Vasile Miriuță, bună seara! Bună seara! Nu cred că se aștepta cineva la un 4-0. Dinamo venea, era totuși cu moral foarte bun, era pe cai mari Dinamo. Ai perfectă dreptate, sincer, nici eu sau noi nu cred, nu ne-am fi așteptat la 4-0, pentru că Dinamo venea după două victorii, două partide în care au jucat bine. Într-adevăr, și CFR-ul a venit după niște victorii care au arătat mai bine ca și la început. Dar partida de astăzi, părerea mea că CFR-ul nici n-a forțat, parcă. Și a fost 4-0. Dinamo foarte modestă din toate punctele de vedere. Încă o dată nu mă așteptam. CFR-ul, încă o dată am spus, nici n-a apăsat așa pe accelerație în câteva momente. Înțelegi? Și atunci s-a și marcat. Nu știu Dinamo să fie avut vreo ocazie. Centrarea lui Bani, Selmani, acea lovitură cu capul din a doua repriză, nu? Da. În rest, surpriză pentru mine, că Dinamo nu arăta deloc bine. Umilită Dinamo astăzi? Nu știu dacă a fost umilită, dar 4-0, e 4-0, nu e 1-0, 2-1, știi? Da. Hai că, cu siguranță, va fi usturătoare înfrângerea asta și taie din nou elanul dinamoviștilor. Ne întoarcem. Otele, omul meciului, că a dat două goluri. Filip, congratulations. Felicitări, Filip. Earned victory. It's the game that you've scored your 9th and 10th goal this year. How was it for you? Ai marcat golul 9 și 10 în acest an. Victory means for you. Good evening. Thank you. Asta pentru tine. To be honest, the first thing, I'm really happy with the victory, you know. I thought, să fiu sincer, în primul rând sunt foarte fericit pentru victorie. N-am început meciul bine și suntem fericiți cu victoria. Dar și pentru golurile mele. Maybe you didn't have so many chances, but n-ați avut multe șanse de gol la început, dar did you think that your team did better than in the first half? Ce s-a întâmplat? Ce s-a făcut mai bine în repriza a doua? În prima repriză am avut câteva ocazii, dar apoi în repriza a doua știu că putem să facem lucruri mai bune și cu toții ne-am ridicat nivelul. Am avut oportunități și am profitat de ele în repriza a doua. You've made a bet between you which one will score more goals? No, for me and Berlidia, I'm happy when he scores and he's happy when I score. You Berlidia, know, nu, eu sunt fericit când marchează el și invers, ne oferim pase de gol. Până la urmă, dacă marcăm, e pentru echipă și trebuie să fim fericiți pentru echipă. Even now with the Rapid closer to FCSB, are you still hoping that v-ați apropiat de FCSB? Final three rounds from the regular season, maybe CFR could earn even more than its opponents. Sperați să vă apropiați și mai mult în ultimele trei etape de oponenți. Luăm meci cu meci, încercăm să câștigăm fiecare meci, încercăm să câștigăm cât mai multe meciuri. Luăm lucrurile meci cu meci. Happy with your teammates in front, Berlidia, maybe Peter Michael also. Everyone seems to play for the other ones. Yeah, everyone plays for each other, you know, and this is toți atacanții, cu toții jucăm unul pentru celălalt. I think we're going to do good things together. Și cred că putem face lucruri frumoase împreună. Otele, 11 goluri, știm noi că are în acest sezon de Superliga. Răzvan, ce zici de rezultatul ăsta de astăzi? Umilitor pentru Dinamo, 4-0? Nu neapărat umilitor, dar CFR putea să mai marcheze și Otele putea să mai marcheze. E cel mai bun meci al CFR-ului de când a venit Adrian Mutu. Adică are și un stil de joc frumos, cu multe ocazii. Toți jucătorii ofensivi au ieșit la rampă și pentru Dinamo este cam ultimul duș rece pe care și-l permit. Nu e o tragedie că au pierdut astăzi, dar urmează meciuri cu Hermannstadt, UTA. Corect. Meciuri doar de play-out, nu mai au voie să facă pași greșiți. Aici poți să spui, a fost CFR, nu, noi da. Nu ne batem cu ei. Da,
Dar deja mai sunt 3 etape din sezonul regulat și vine play-out-ul, deci mai sunt 12 etape până la finalul sezonului. Oricum, mi se pare că lovește din nou moralul echipei acest 0-4. S-ar putea să fie un lucru... că dacă era un 2-0 era altfel. S-ar putea să fie un lucru bun pentru ei, o trezire la realitate, pentru că au obținut încă niște... o trezire. Au obținut niște rezultate bune pe... pe contraatac, pentru că au jucat ca o echipă mică. Da. Ei au venit în seara asta și cumva au jucat de la egal la egal cu CFR, ceea ce nu e cazul. Patrike, îl ascultăm pe fundașul Dinamo. Bună seara! Bună seara! O înfrângere, poate cu un scor puțin cam dur pentru voi, mai ales că ați avut anumite momente în care ați arătat că vă puteți bate de la egal la egal și să continuați cumva forma din ultimele două meciuri. Au venit acele ultime 20 de minute în care însă ați primit alte 3 goluri. Ce s-a întâmplat, mai ales în acel interval, pe final? Bună seara! Da, am început bine, prima repriză. După care am avut un moment în care ne-au dominat, au avut multe faze fixe. Am intrat la pauză, am început din nou bine, după care am primit gol. Zic eu, o minge care îmbrânfau la mine. O minge care se putea întoarce. O decizie. Hai să, dacă tot ai menționat această fază, pentru că o avem pregătit aici lângă tine, am să rog pe colegii mei din carul de transmisiune să ne și arate faza asta, să o comentăm așa în live. O vezi și tu foarte bine. Tu spui că ar fi trebuit dat fault aici, nu? La intervenția asupra ta, nu aici, nu? La Gregorio. Hai că da, o să mai vedem încă o dată. Aici. La mine a fost sigur fault. Atac întârziat, cu genunchiul direct în genunchiul meu. Fault clar. Cred totuși că s-a lăsat avantaj, nu? Nu crezi? De ce avantaj? S-a pierdut mingea imediat. Următoarea minge, eu fiind scos din joc. Da, decizia arbitrului, ce să mai, nu vreau să comentez. E și ceva bun de... Nu știu, e și o parte plină a paharului la această partidă, pentru că mie mi s-a părut că cel puțin în primele 20-25 de minute chiar ați preluat inițiativa, ați adus cumva aplomb de la ultimele două rezultate, de la ultimele două meciuri. Da, cum am spus, rezultatul este cam dur. Zic eu, n-am făcut un meci rău astăzi. Pe final ne-au prins în niște contre, fiind și 2-0 pentru ei după aceea fază fixă, ne-a prins desfăcuți și da, asta a fost rezultatul. Am întâlnit astăzi o echipă puternică a acestui campionat. Lupta noastră nu este cu CFR, lupta noastră este cu celelalte echipe care vor fi în play-out. M-am uitat pe programul pe care îl aveți și într-adevăr aveți acum oportunitatea să mai reduceți puțin din diferență, pentru că jucați. Am văzut și cu UTA și cu Iașul, echipele vecine sau pe care vreți să le ajungeți în primul rând. Da, am avut astăzi și niște absenți. Sperăm să revină cât mai repede și din meciul următor să fie abs de joc. Și să-i dăm drumul la treabă, ce să facem astăzi, cum am spus, un rezultat nemeritat. Trebuie să ștergem cu buretele și să muncim în continuare și să aducem puncte. Ați avut vreo mie și ceva de suporteri în peluză, încă vreo mie și ceva prin tribuna a doua. Am văzut că v-ați dus la final, v-au aplaudat, au cântat împreună cu voi. Simți cumva că și ăsta ar putea fi un atu, nu știu, un plus față de celelalte competitoare? Pentru că e clar, nu cred că a fost nimeni supărat, nu cred că va reproșa nimeni că ați pierdut în seara asta. Da, au fost alături de noi, ne-au încurajat la final. Le mulțumesc, sunt mereu alături de noi, se vede că este o echipă foarte iubită, oriunde am jucat, jucăm ca și cum am jucat acasă. Le mulțumesc și sper să-i facem fericiți la sfârșit. Mulțumesc. Seara bună. Cum a fost cu faza aia? Trebuia dicta fault acolo? Am văzut că s-a lăsat avantaj. Acum nu știu exact 100%, nu vreau să... Acum, într-adevăr, dar uite... Fault e. Este, dar a primit celălalt jucător, nu? Al lui Dinamo. Uite, a avut 3 secunde mingea la el. Da, da. Ia, ok, aici să zicem că a fost fault, corect? Vedem și gestul arbitrului care a lăsat, arată avantaj. Avantaj. Ia uite, adică acum. Ai... Ok, fault. Dar uite, te primește deci mingea. Deci el vede faultul, că de-aia 5 secunde a avut mingea la el. Nu poți să zici că a pierdut-o într-o fracțiune de secundă, știi? Gregorio e acolo. Gregorio, da. Și mingea e la 90 de metri, 80 de metri de poarta lui Dinamo. Bun. Adică... Da, dar dacă... Eu zic să că... înțelegem de ce nu s-a analizat la VAR... Eu zic că a lăsat avantaj și dacă era repede încă o dată, pierdea mingea atunci... Deci el okay, are, da, uite, mingea, are timp, mingea uite, în control, ia uite, ia uite, ia uite, și arată cu mâna arbitru. Mm-hmm. Ia uite. Deci au trecut 5 secunde.
Deci e regulamentar. Eu zic că e regulamentar. El a avut sper să nu mă înșel. Da, nu, sper e, să nu mă înșel. La cum știm noi, regulamentul, de că nu suntem arbitri, dar e... Nu s-a întors. Nu s-a luat în considerare. Da, poate are lui, dreptate ce zice el, că nu cu CFR să bate, știi? Dar oricum e 4-0, știi? Și încă o dată, CFR-ul lejer a câștigat această partidă și ce am urmărit astăzi... Hai să vedem niște ratări, n-am... Da. Asta a fost ratarea a fost, mare. Da, la 1-0, minutul 60. S-a dat fault în atac. L-am pins cu mâna acolo. Da. Bun, se analiza dacă era gol. Da. Și același atacant, cum ți-a părut atacantul ăsta, Vasile? Noaru. Nu prea am văzut așa. Al câtelea atacant kosovar? Nu pot să-mi dau cu părerea acum, știi. Kosovar, 26 de ani. El are două ocazii mari aici. Am văzut că deja în campionatul românesc deja e la modă să aducem kosovari. Kosovar și albanezi. La cât de bine a marcat Dragmani la început. Nu zic că nu sunt fotbaliști buni, dar văd că asta e la modă acum. Au fost portughezii și acum... Da, dar nu or fi toți buni, nu asta vrei să spun. Nu vreau să spun lucrul ăsta, pentru că nu l-am văzut pe jucând. L-am văzut acum câteva minute, eu nu l-am mai văzut. Da, aici puțin supraponderal? Bă, parcă un pic, dar poate e constituția lui. Nu vreau să zic că are câteva chile în plus. Poate el e așa solid. Da, da. Știi? Da, gata. Repet, n-aveau nicio șansă. Și CFR-ul chiar a jucat bine și cu mutarea asta lui Taxidis mai sus, în spatele vârfului. O mutare foarte bună făcută de Adrian Mutu. Pentru că are ultima pasă și finalizează și asta s-a văzut. Pentru că el cu Mandolini juca în fața părării. Da. Și ajungea prea rar în fața porții. Aici am văzut, și nu-i prima partidă când ajunge în 16 metri și finalizează. Deci o mutare bună. O mutare foarte bună făcută de Adrian Mutu. Mm-hmm. Foarte, foarte bună mutare. Ne întoarcem încă o reacție, vorbește Moura. Bună seara! La început ați dat senzația că puteți obține un rezultat în această seară, la cum ați început meciul. În a doua repriză, sau mai bine spus, în a doua parte a celei de-a doua reprize, cumva v-ați pierdut după ce ați primit un gol. Au venit repede și celelalte trei. Ce s-a întâmplat? Bună seara! Cum ați zis înainte, CFR e o echipă foarte bună. A început un meci foarte bine, avem ocazia. După a început să pierde duelul și... Când CFR a început să plătesc mai de joc. Repriza 2, din păcate, a fost un gol. După începem să pierdem mai duelul și a fost ce a fost. Acum trebuie să mergem mai departe. În 3 zile avem match foarte greu acasă. Simți cumva că rezultatul ăsta de 4-0 e puțin cam dur, e cam nedrept? Diferența asta mare totuși de 4 goluri la ce s-a jucat? Dar rezultatul a fost mare, 4-0, dar mâine celelalte zis, cum a zis, în 3 zile avem un meci acasă, foarte important pentru noi și mergem mai departe. Există și lucruri bune pe care le-ai văzut la echipă în ciuda acestui rezultat, măcar în prima repriză și puțin din a doua? Da, prima repriză, cum a zis, a început bun, foarte bine, controlăm 30 minute, cred, a fost o ocazie, 2-3 ocazii foarte bune. După CFR are calitate, jucători de calitate și a fost ce a fost. Ce părere ai despre suporteri? Se aud și acum în continuare pe fundal. Am văzut că nu v-a certat nimeni, v-au aplaudat. Au fost vreo 2000 și ceva numai de dinamoviști în tribun. Da, Dinamo, am zis tot în interviul, suportul lui Dinamo peste tot în România și e important să stai lângă noi acum în momentul mai greu și trebuie să continuă cu noi și cum a zis, cred că e sold out deja la Arcul do Triunfo și mergem așa, cu capul sus și batem acasă cu Hermannstadt. O ultimă întrebare, pentru că tu deja ai și oarecare experiență în plus, poate față de unii cu echipieri de-ai tăi, în lupta asta pentru evitarea retrogradării, nu numai cu Dinamo, că ai fost și la Gazmetan. Cât de greu crezi tu că îi va fi lui Dinamo să scape măcar de ultimele două poziții? În momentul ăsta. Da, așa, dacă vrei să faci o comparație cu sezoanele în care am fost implicat în lupta asta. Cred că acum avem o echipă foarte bună. Astăzi a fost, din păcate, rezultatul ăsta. Dar am venit de doi jocuri foarte buni, cu Faru și acasă, cu Oțelu. Azi, din păcate, lucru nu merge bine, dar, cum am zis, avem o șansă. Pontul acum e mai scurt, cu voluntari și Iași.
Trebuie să încurtăm încă puțin, avem doi meci înainte de play-out. Cred că avem mare șansă să scapăm. Mulțumesc! Mulțumesc! Optimism, iată, la Dinamo, chiar și după 0-4 astăzi. Să vedem niște imagini, cum a fost așteptați la hotel, pentru că se vede optimismul și la suporteri. Uite ce se întâmplă când Dinamo merge într-un alt oraș, merge la Cluj-Napoca, cât suporteri sunt acolo în fața hotelului, au primit echipa, au fost cu torțe. Asta înseamnă Dinamo, uite. Mai ales că sunt și înfrățiți cu cei de la urmă, știi? Înfrățiți, neînfrățiți, dar în situația asta să meargă atâția oameni, să îi încurajeze. Iubită, n-ai. În țară, după FCSB, ai simțit asta, am fost la ei și știu exact. Se întâmplau lucruri de astea des? Pe unde plecam la hotelul, ne așteptau mulți dinamoviști tot timpul. Că am jucat acolo, la Timișoara, dau un exemplu, tot timpul a venit multă lume la hotel. Ne așteptau tot timpul. Deci asta e Dinamo. Presiunea mai mare unde simți-o? La CFR sau la Dinamo? La Dinamo era presiunea mai mare. Era mai mare? Da. Chiar dacă la CFR se băgau bani? Da. La Dinamo era presiunea mai mare. Deci ce, presiunea suporterilor? Suporterilor. Sau oamenilor din jurul Dinamo, foștilor Dinamo? A suporterilor și oamenilor de acolo. A suporterilor. Uh-huh. Deci simțeai presiunea aia mai puternic mare decât la CFR. Da. Kopić? Ce mai spunem acum de Kopić? Acum săptămâna trecută am văzut cu toții că minuni, da, baghetă magică, păcat echipa... Păcat că n-ai fost atunci în emisiune. Joacă. Îți spun, ce mai spui acum, Vasile, de Kopić? Nu, eu de spun, Kopić, eu că spun spus ce că văd. N-are ce căuta la Dinamo la un moment dat. Eu n-am zis că nu e un antrenor bun, adu-ți aminte. Da, bun. Am zis că trebuia un român care cunoaște campionatul. Uh-huh. Nu că el ar fi antrenor rău sau ăsta. Eu mi-am dat o părere și o mențin și acum. La Dinamo trebuia un antrenor român în situația asta. Și mențin părerea asta. Am nu știu cât e de bun. Vom vedea la sfârșit. Pentru că ne aducem aminte și cu Dușan Curin. L-am făcut și pe Orin Salvatore de patrie. A venit, înțelegi? Și până la urmă, cum a venit, s-a și dus. Dacă ne aducem aminte, corect? Da. Acum vom vedea la sfârșit. Dar, încă o dată, cum a zis și Patrick, pentru ei contează cel mai mult următoarele jocuri, când vor juca cu Sibiu, cu Iași și cu Utarat. Astăzi a identificat, când ne uitam la meci, și o să rog pe colegi să-mi dea golul lui Muhar, golul 2. Al CFR-ului. Exact, bine că ai dus aminte. Da, deci, acolo știu că ai comentat aici, tu în timpul meciului. Deci, uite-te, dau un exemplu. Legat de antrenor. Eu nu zic de antrenor acum, că iar o să zic mă critic eu. Dar niciodată, de când s-o înfițat fotbalul ăsta, am 55 de ani, n-am văzut ca un atacant să-l țină pe Muhar, care poate între primii doi jucători de la CFR la faze fixe în dueluri. Da, da. Pentru că nu-i prima dată când mor. Păi tu pui pe Abdullah să stea cu Muhar. Păi și fundașii centrali și fundașii mijlocași și centrali cu cine au stat la faza? Nu un atacant, îl pui pe prima bară liber sau al doilea om liber. Am văzut la toate echipele. Nu-l pui să stea om la om, pentru că un atacant nu știe să se apere. N-ai cum să te aperi ca atacant la fazele fixe, să iei pe cineva om la om. N-ai cum. Deci el trebuia să stea unde stă banii acum. Poftim? La colțul scurt. Exact, pe colțul scurt liber. Unde stă banii. Hai să ne uităm la toate echipele, că juca Zlatan la Milan. Hai să ne uităm la Morata, la Atletico Madrid, la... Răzvan, hai, a fost portar. Tu pui, cum se face? Și portarul... Uite, și Răzvan, care are un cuvânt că a fost portar. Organizează la cornere și portarul? Aici nu. Asta perechile în marcaj le face antrenorul, corect, dar antrenor. Totuși sunt trei fundași centrali, de ce să pui atacantul în marcaj? Deci e greșeală mare, spuneți asta, nu? E greșeală tactică, da, foarte mare. Nu e nici zonă, nu e nici mixt. Deci spuneți că e o greșeală foarte mare. Foarte că... mare, să pui atacant cu Muhar. Dar nu ți se pare că a fost așa un gol luat foarte simplu, bă, ca la antrenament? A centrat de ac și a sărit Muhar, fără adversitate, fără... Sare singur. Da. Hai că îl puneai pe Camora să dea cu capul, că mi-a venit acum aminte. Îl pui pe Abdullah, că știi că Camora... Da, mai... Da, cu Muhar, care e unul de cei mai buni în duelul de la... Mare greșeală, eu nu știu cum... Sau foarte interesant a fost. Ăsta, dar nu... Pentru că aceste lucruri în marcaj le faci înainte de joc, la ședința tactică, scrii exact cine Vasile cu Vlad, Răzvan cu Cătă, deci ei, pe cei mai periculoși, pui cei mai buni apărători ai tăi în marcaj. Și era 1-0, ăsta e golul de 2-0, deci golul care a rupt, practic, meciul. Îl ascultăm pe Kopić, să vedem ce spune.
Mister, you've started this game really good. Ați început foarte bine jocul. Maybe a better possession until I don't know, 30th minute or something like that. But step by step, Dinamo lost somehow the control of this game. Pas cu pas, Dinamo a pierdut controlul jocului. Poate că nu e corectă această diferență de scor. First, congratulations to CFR. În primul rând, felicitări pentru CFR pentru meci, pentru cele 3 puncte. Sunt de acord că am început jocul foarte bine. Key possession also we had some situations in the third part of the pitch where we should have a little bit better final pass or shoot. Am avut și câteva situații de gol în la treia parte, în partea a treia a terenului, trebuia să șutăm mai bine, să gestionăm mai bine. And when you lose simple ball, simple when you lose this kind of duels, CFR este o echipă care e foarte periculoasă pe stație și când pierzi minci simple, e dificil. Știam că nu trebuie să le dăm spații înainte de joc. End of the first half, they had one, two situations, they had few corners because again. În finalul primei părți a avut câteva situații, câteva cornere pentru că noi am făcut greșeli. Second half was again to go with higher energy to keep possession. În a doua repriză am încercat să păstrăm posesia, să avem energie. We lose the possession after that on the open space. Dar a fost un fault. Apoi am pierdut posesia, au marcat, mai apoi la un corner au reușit să marcheze și a fost foarte dificil după. Good 30 minutes, but after am avut 30 de minute bune, dar apoi CFR-ul a fost o echipă mai bună. Because after that maybe your team lost the control. Did you speak to him? Did you think that it was a foul? We had the images here. Crezi că a fost faul la Patrick? Ați vorbit cu el? I think it's about what referee think. Nu contează ce cred eu, contează ce crede arbitrul, nu vorbesc despre arbitru. Ei trebuie să-și facă treaba cât de bine pot. I agree that this moment was because in this kind of game CFR have really quality, offensive potential. Iar în acest gen de situație CFR are calitate și la micile detalii, un detaliu atât de mic se poate face diferența. Dar nu discut despre arbitraj. Despre absenți, e întrebat cât se poate recupera, nu știu, vom vedea. Încercăm să recuperăm. Avem cu Hermannstadt, Poliaș, sper ca unii dintre ei să fie pregătiți. Staful nostru medical muncește mult să facă tot ce poate pentru a-i readuce cât mai repede pe teren. Pentru noi toți acești jucători sunt foarte importanți. Sper că atunci când vom stabiliza echipa, vom găsi echilibru. Easy process, but nu e un proces ușor. Dar trebuie să facem asta și să fim pregătiți pentru marți. Reminder of this regular season, still 4 games, maybe a little bit not easier. I won't say easier than this one, but the kind of games that you need to get some points. Poate mai ușoare, nu știu dacă mai ușoare decât ăsta, dar meciuri în care puteți lua puncte. It's no easy games. Nu există meciuri ușoare. Ready during the whole 90 minutes. Trebuie să fim pregătiți pentru toate cele 90 de minute. Și adversar cu asemenea calitate, dacă le dai șansa, te pedepsesc. Next games, I want to prepare game by game and to think, don't think. Trebuie să ne pregătim meci cu meci. Other games, ne gândim la alte meciuri. We have to solve our problems to see which players will be ready. Trebuie să ne rezolvăm problemele, să vedem ce jucători vom avea pregătiți. Și în fiecare meci trebuie să luptăm pentru puncte. Very important and in that way we will prepare all other games until this regular part of the season. Thank you. Thank you very much. Kopić, sigur, cred că încearcă să nu aducă o mină foarte tristă după acest meci și să-și păstreze cât de cât optimismul. Luăm pauză, ne întoarcem, așteptăm
declarația lui Adrian Mutu și vedem și o declarație a lui Cristi Balaș despre Gigi Becali. Ne-am întors după această victorie a CFR-ului 4-0 cu Dinamo. Mutu își pune, cred, amprenta la CFR. Vine Mutu și marchează CFR 13 goluri în 5 meciuri. Nu poate fi întâmplător. Nu e întâmplător nimic și încă o dată a schimbat bine. Se vede un lucru pozitiv la echipă. Atacă mai mult. Au ocazii și marchează. Ah, da, și asta. Au și foarte multe ocazii. Exact. Față de perioada Față de perioada, pentru că ajunge cu mai mulți jucători în care eu a schimbat și v-am spus, deci... Iar Taxidis e... Taxidis, acolo, o mutare extraordinară, ți-a zis, în spatele vârfului. Mi se pare că am cel mai bun pasator decisiv din campionat. El nu iute, nu are, dar aici iute el în cap și asta contează cu mult mai mult. El, înainte să vină mingea la el, deci el are opțiuni. Vede unde e Vlad, unde e Răzvan și unde e Vasile. El are, e foarte inteligent și gândește repede. Și atunci, dintr-o deviere, el joacă repede și s-a văzut și prima repriză, acea pasă la Otele. Era cu spate la Otele. Otele nici nu s-a așteptat. Acea pasă la Cristi Mane aici, în dreapta. Când nu s-a așteptat nici Cristi. După aia a plecat. Și faza asta. Și faza asta, nu. Asta, cum? O mutare excelentă făcută de Adi Mutu. A avut un pic, probabil... Uite ce tehnică are acolo. Uite cum saltă mingea peste ei. Și știi cum e? Adi Mutu și-a dat seama repede, după o săptămână, două săptămâni, de calitățile lui. Să-l folosească mai mult, un număr 10, să zicem așa, decât în fața părării. Că el juca în fața părării. Acum ajunge în care are ocazie, deci pasă decisivă, bună. Și nu doar tactic, cred că Mutu a și schimbat atmosfera, că altceva e cu Deac și Camora titulari. Corect. A, da. Deci numai, practic a stins conflictele. Nu? Așa pare să fie. Acum joacă și echipa joacă mai dezinvolt. Era o tensiune când nu juca de aghi, era o tensiune. Probabil, se simțea. Probabil era. Se simțea așa păsător ceva, știi? Da. Și pânzeare. Pentru că nu doar de aghi, cum e la CFR, Vasile, nu doar de aghi e nemulțumit când nu joacă. Mai sunt și prietenii lui de aghi. Știi cum e? Întotdeauna de jucătorii, să zicem, jucătorii legendă, vorbim de CFR acum, de aghi, Camora, bă, trebuie să ai grijă de aici, Camora. E de o viață acolo. Eu am mai spus, mai aduceți 10 fundași stânga la Camora, că tot Camora va juca, pentru că are calitate și are valoare. Ăsta e adevărul. Hai să vedem ce spune Birligea. El a marcat primul gol astăzi. Bună seara, felicitări pentru victorie, felicitări pentru gol. V-ați simțit destul de bine astăzi, chiar dacă poate a fost mai greu decât o arată scorul final. Da, a fost, la început a fost un pic mai greu. Trebuia să vedem și cu terenul, este un pic moale, un pic astea și trebuia să ne obișnuim. Și da, au fost pregătiți în prima repriză, dar cu timpul am reușit să îi deschidem și să o băgăm în poartă. La cum a început Dinamo, se poate spune că ați și avut o reacție în funcție de acest început al lui Dinamo, în sensul în care, cum să zic, v-ați enervat pentru că ați văzut. Am văzut în prima repriză că nu am avut multe ocazii, chiar dacă am avut câteva și nu am reușit să înscriem, doar am văzut că erau pregătiți, erau agresivi și în prima repriză am vorbit ca să intrăm și noi cu mai mult entuziasm să dăm totul pe teren și s-a văzut în a doua repriză. Care crezi tu că a fost cheia acestei victorii până la urmă categorice astăzi? Spiritul de echipă și voința de a câștiga, de a ține cele trei puncte aici. Apropo de spirit de echipă, spunea și Otele că de fapt ați început să jucați și mai mult unul pentru celălalt și că de fapt cam asta este cheia și a faptului că și tu și el reușiți să înscrieți așa cu regularitate. Da, cu siguranță. Când joci multe meciuri cu colegii tăi, cu aceiași, îi și înțelegi cum vor pasa, ce calități au și încerci să le bagi să le folosești calitățile colegilor și am reușit să creăm un nucleu bun între noi, să zicem.
Otele cel mai bun marcator, dar vii și tu foarte bine, da, în spatele lui. A spus așa un pariu între voi, cine înscrie mai mult sau e vreo concurență? Chiar deloc, dar sunt fericit pentru el că a înscris și astăzi. Chiar l-am văzut supărat în prima repriză și am fost alături de el. I-am zis capul sus că o să înscrii și chiar am scris de două ori. Și nu avem nicio concurență între noi. Chiar suntem fericiți că dau și eu, dă și el. Nu-i deloc. Și da, trecut am dat eu, el nu a dat. A fost foarte fericit pentru mine și la antrenamente ne simțim foarte bine. Nu doar cu el, dar cu toată echipa. A fost al cincilea meci cu Adrian Mutu pe bancă și aș vrea să te întreb dacă simți cumva faptul că te ajută mai mult că și el a fost atacant, poate că aveți o altfel de comunicare sau nu? Da, cu siguranță la antrenamente mai vorbim, mai glumim în mici paranteze, dar da, te ajută o persoană care a făcut rolul tău și mental și tactic te poate ajuta foarte mult. Încă 4 meciuri până la finalul sezonului regulat. Sper ca această diferență să se mai micșoreze puțin, să puteți să vă gândiți în continuare la titlu cu șanse reale? Da, cu siguranță. Noi ne gândim până în ultimul meci și din play-off. Nu se termină nimic, chiar dacă pierdem toate 4 meciuri viitoare, dar nu se întâmplă nimic. O să se taie punctele la jumate și avem 10 meciuri care sunt 10 finale. Și plus astea 4 sunt finale pentru noi și vom vedea la sfârșit cine pe cine. Mulțumesc! Cel. Adevăr, creem, chiar dacă, cum spuneam, am dat primit, pentru că și asta e foarte important. Cum a fost? Cât de mulțumit sunteți de ce ați văzut și ce ați realizat în această seară? Sunt mulțumit în general de joc. Mă bucur că n-am primit gol, un lucru care l-a evidențiat și este un lucru important pentru moralul nostru, ca să spunem așa, dar în primul rând cele 3 puncte de astăzi câștigate, probabil, e locul cel mai important, probabil, sigur, e locul cel mai important. O primă repriză totuși destul de complicată. Jucătorii dumneavoastră îmi spuneau că au reacționat însă foarte bine în repriza secundă. Ne puteți dezvălui ce le-a spus așa la pauză? Nu e vorba de ce le-am spus. Le-am spus și la început. E urmat o strategie pe care am avut-o. Știam foarte bine că Dinamo vine după 2 victorii cu moral foarte bun. Le-am închis spațiile, i-am lăsat să aibă o posesie în propria jumătate, să-și consume puțin elanul și moralul ăsta după ăsta 2 victorii, iar după aceea încet, încet i-am deschis și am pus presiune pe ei și lucrul ăsta s-a văzut. Meci reușit pe teren propriu, 7 goluri marcate în ultimele 2 etape, e rețeta perfectă de a vă reveni după acel eșec cu Rapid care v-a tras puțin în jos, nu? Se șterge puțin cu buretele? Da, sunt, nu știu, de când am venit avem 13 goluri, dacă nu mă înșel, ceea ce 5 meciuri e un lucru important, aproape 3 goluri pe meci. Suntem în acest moment atacul cel mai bun din țară și a doua apărare, deci la statistică stăm bine. Important e să cam da continuitate, să dăm continuitate. Așteaptă un meci foarte greu la Galați, cu echipă care stă bine fizic, echipă care, practic, putem spune revelația campionatului, deci trebuie să ne odihnim, să ne refacem, să ne recăpătăm forțele și mergem acolo să câștigăm ca întotdeauna. Otele ajunge la 10 goluri, vine și bârligea tare din urmă. Pentru un fost atacant, bănuiesc că e foarte important și bănuiesc că știți mai bine decât alții ce înseamnă pentru ei aceste realizări. Ha, mă bucură că au dat gol, mă bucură că e bun pentru moralul lor, dar mai ales că ajută echipa, cu toate că și în prima repriză au avut niște situații importante. Și probabil trebuie să le fructifice mult mai bine. Asta e un lucru care l-am spus la pauză, pentru că într-adevăr creem, chiar dacă, cum spuneam, am dat de o apărare bună, o apărare pe 2 linii, care ne-a aglomerat foarte bine părțile laterale, jucând într-un sistem cu 5, aveau dubla și tot timpul la Otele și la Cipriac, deci a fost un meci bun cu o echipă de care mi-era frică, ca să spun așa, pentru că de aceea și în prima repriză am gestionat foarte bine și mă bucur că băieții au urmat ceea ce trebuia să facă, să nu să lase conduși puțin de entuziasmul ăsta, pentru că și noi veneam după perioada bună, ci să-i așteptăm să,
să-i lăsăm puțin și astea de acolo, că altfel cred că și strategia lor e aceea de a te atrage în careu și pentru a juca după aia minge lungă spatele tău, formează un pătrat la mijloc, ca să spun, cu intrarea celor doi laterali în mijloc, în spatele vârfului. Știam lucrul ăsta, de aceea am preferat să le închidem spațiile, să le lăsăm puțin să-și consume energiile și entuziasmul și după aceea încet, încet să se desface. Mă bucur că am reușit să câștigăm. Ați reușit în aceste 5 meciuri totuși să schimbați destul de mult echipa față de cum arăta în prima parte a sezonului și la nivel de primul 11, dar și la nivel de exprimare, și aș vrea să ne explicați puțin la golurile 3 și 4 am ales noi, așa, să ne explicați puțin, că și am să rog pe colegii mei din CAR să dea drumul la faze și explicați-ne dumneavoastră. Da, fază simplă, printr-o redublare a lui Durel, omul dintre linii, ca să spun, numărul 10, cum îi spunem noi în lumea fotbală, cel din spatele vârfului, și atacarea spațiului foarte bine a lui Michael, după aia cu o recentrare în care e fază clasică, dar cel mai important lucru este că atacanții mei atacă spațiile. Și pare un joc simplu așa când îl vezi, dar sunt lucruri pe care trebuie repetate până devin automatism. Haideți să vedem și golul 4, pentru că a fost momentul ăsta psihologic. Aici bănuiesc că tot atacanții își fac treaba. Uitați cum atacă o telespațiu și Michael. Bineînțeles că Durel se descurcă foarte bine între... Asta nu e lucrat la antrenament, este talentul lui și mă bucur că de-aia l-am și introdus, pentru că are sclipirile astea, dar degeaba la el dacă atacanții mei nu atacă spațiile, iar aici Otele a simțit foarte bine acel spațiu și pare o simplitate, dar mă bucur că a reușit să dea gol pentru moralul lui, un jucător care își creează multe șanse. Eu cred că fructifică prea puțin din ceea ce poate el. Dar e un băiat cu minte, un profesionist de săvârșit și are dorința de a învăța și de a se îmbunătăți. Ultima întrebare vis-a-vis de Dinamo. Câte șanse credeți că are să se salveze anul acesta? Da, Dinamo, eu cred că are șanse dacă continuă să joace cum a făcut-o în meciurile dinainte. Bineînțeles că nu cred că asta era meciul lor. Dar de ce nu, au venit aici cu entuziasm și puteau să și sperau să scoată ceva, dar dacă continuă cu echipe valorică de valoare apropiată, probabil au șanse. Play-out-ul va fi greu. Vă spuneam, 2-3 meciuri câștigate te poate duce pe un loc, pe locurile mai sus, dar și Victor și așa înfrângerile la fel te pot să spun îngropa. De aceea trebuie să fie foarte atenți, dar e o nucătare. Dinamo are o posesie decentă. Încearcă anumite lucruri, dacă nu stai bine în teren, Dinamo găsește spațiile necesare pentru a pătrunde până apărări. Mulțumesc! Adevărul că atacanții CFR-ului au ce să învețe de la Adi Mutu și iată, CFR arată după câțiva ani, ar zice, că poate să joace și un fotbal ofensiv. Luăm pauză, dar ne întoarcem pentru ultima parte, mai vin reacții și vedem această dispută a momentului în fotbal românesc. CFR joacă ofensiv cu Mutu, marchează, își creează ocazie. O să vedem niște ratări ale lui Otele, că Otele a dat două goluri astăzi pe final, până atunci a ratat, cred că l-a exasperat pe Mutu. Răzvan? Nu, cred că... Câteva ratări mari de tot aici. L-a exasperat. Ca antrenor, atunci când controlezi meciul și simți că e un meci ușor, nu poți să te superi. Dacă era supărat, l-ar fi schimbat, dar l-a lăsat până la final. Uite asta. Otele are... o problemă, când trebuie să tragă la poartă, pasează, când trebuie să paseze, parcă trage la poartă. Am văzut. Știu, dar are calitate. Dar are calitate. Și mai să-ți creezi atâtea ocazii. Și dacă are spațiu, e poate cel mai bun jucător din punctul ăsta de vedere. Și viteză și... Patru ratări mari până la cele două goluri, dar să ai șase oportunități de gol pentru meci, e bine, nu vă spun. Bine, și ce zice și Răzvan și-a punctat foarte bine, dacă îi dai spațiul lor, Otele te face praf pe contraatac. Dacă îi dai spații, are viteză și unul contra unul, acolo îți rupe coloană. Ar putea fi următorul jucător vândut de CFR cu oferte, Otele, și cu siguranță urmărit de multe cluburi. Dar vă tot spuneam de o reacție a lui Cristi Balaș, am reușit să obține legat de disputa asta sa cu Gigi Becali, că au fost cuvinte dure adresate și dinspre Gigi Becali și dinspre Cristi Balaș. Îl ascultăm. Spuneți-mi și mie... Ce aveți de împărțit cu patronul celor de la FCSB? Am văzut un articol astăzi care, sincer, pe mine m-a mirat puțin, cum că dumneavoastră ne-am manipulat campionatul. Am văzut, e adevărat, și o replică de-a dumneavoastră, dar
vreau să o auzim și aici la noi la Prima Sport. Nu era pregătită această întrebare. Nu erați, nu? N-am discutat că o să puneți adresați această întrebare. Mă bucur că ați făcut-o. Deci, înainte să vin la stadion, am vorbit aproximativ 38 de minute la telefon cu Gigi Becali. Am avut o discuție mai mult decât frumoasă și mi-a explicat argumentele, îi dau dreptate. Clar am căzut într-o capcană a jurnaliștilor, n-am fost atent și m-am trezit într-un subiect care nu mă privea, motiv pentru care îi cer scuze. Pentru că e important să recunoști atunci când greșești și mi-a plăcut, repet, dialogul pe care l-am avut. Chiar am apreciat onestitatea, cuvintele care mi le-a adresat și mă simt obligat ca să prezint aceste scuze. Vă mulțumesc pentru sinceritate, vă mulțumesc și pentru prezența la marginea terenului. Așadar a fost Cristi Balas, președintele CFR. S-a conflictul. Cristi Balas a recunoscut greșeala. A vorbit 38 de minute cu Gigi Becali. Păi nu, probabil, cum a zis și l-a căzut într-o capcană, n-a fost atent și acum au reglat e bine, aceste probleme. E foarte bine că l-au reglat, pentru că sunt doi oameni. Unul este patron, domnul Becali, și Cristi, președintele lui CFR. E foarte bine că s-a planat acest, să zic așa, subiect. Și că tot vorbim de FCSB, avem un reportaj special, că vedem rar astfel de lucru și mă bucur că vi-l putem arăta acum. Colegii au realizat un reportaj la baza FCSB-ului, unde se antrenează, pregătesc noi juniori ai FCSB-ului. Vedem ce se întâmplă acolo, niște imagini interesante pe care rar de tot le putem vedea. Bună dimineața! Welcome to our home. Baza de pregătire a FCSB și-a deschis porțile. O proprietate imensă în Berceni, aproape de șoseaua de centura capitalei, este de aproape 8 ani Casa Roșalbaștrilor. Peste 10 milioane de euro s-au investit în bijuteria în care FCSB se pregătește zi de zi. Pentru doi dintre cei mai importanți oameni din club, a devenit casă și la propriu. Trăiesc mai mereu aici, doar când trebuie să traversez Bucureștiul să vin la emisiuni, plec. Altfel n-am de ce să plec. Și acum mai am un companion, Elias Caralambus, care a preferat să locuiască în bază decât să stea la hotel sau într-un apartament. Principalii beneficiari ai bazei sunt jucătorii, atât cei de la echipa mare, cât și toți juniorii Academiei FCSB. În bază există 7 terenuri, 2 destinate echipei mari, care se antrenează chiar acum în spatele meu, și 5 sunt destinate juniorilor. Ziua de lucru la FCSB începe de vreme. Fotbaliștii au ritualurile lor. Nu mănânc dimineața, am băut cafea. Pregătirile de dinaintea antrenamentului sunt minuțioase. Toți știu ce au de făcut. I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. Ce faci aici? Mă încălzesc. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Asta este jucăria voastră? Da, una dintre ei. Nu știu dacă e cel mai bun prieten. Sau dușman. Cred că e dușmanul lui Târnăvanu. Și numai lui Târnăvanu. Și a lui Vlad și a lui Udrică. Dar pentru asta ne împrenăm. Să ne facem prieteni, nu dușmani. Să domesticim un pic de atacanți. Începe antrenamentul și regula e clară. Toată lumea trebuie să dea 100%. Atât antrenorii cât și preparatorul fizic Tommy Neubert sunt atenți la fiecare mișcare a jucătorilor. Mihai Pintilii e în mijlocul evenimentelor. A abandonat cariera de jucător acum 3 ani și jumătate, dar chemarea gazonului e încă puternică. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, Vali! Joacă, joacă, joacă! 30 de secunde! 1, 2, 3, 4. Bravo, Nara! Cel mai greu antrenament este al portarilor.
Dacă în timpul unor meciuri este nevoie de câteva plonjoane, la pregătire acestea se numără cu sutele. Vreau să dai la gol. Da, bravo, Fane, una, două, și hop! Da, poziția! Oh! Bună, și! Una, două, trei, și hop, da! Bravo, Răzvan! Jocul școală e preferatul tuturor. Fotbaliștilor le plac mingea, poarta și adversitatea. Da, haide, bravo, Risto, intru una, haide! Și! Foarte bun! 40 de oameni muncesc la baza FCSB, pentru ca jucătorii să aibă tot ce le trebuie. Cred că un club mare de afară are sute. Nu cred, știu. Doar că mulți sunt foarte mulți ani aici și fiecare știe ce are de făcut. Nu cred că am mai avea nevoie de completări. Bucătăria este aproape la fel de importantă ca terenul de antrenament. Alimentația este esențială pentru sportivii de performanță. Marius Falan este bucătar la FCSB de 30 de ani, iar provocările sunt mereu aceleași. Meniul lor este variat și diversificat. Fiecare zi încercăm să le facem tot altceva, să-i surprindem. Suntem așa între ciocan și nicovală, trebuie să le acoperi și necesarul caloric, carbohidrat, proteină după antrenament, să faci preparate și pentru sportiv, că nu poți face ca la nuntă. Este în funcție de antrenamentele pe care le au. Este un ciclu săptămânal, trebuie să le reduci puțin carbohidrații la început de săptămână, să le crești spre finalul săptămânii când se apropie jocul pentru a le da energie. După un antrenament, după efort susținut, să le încarci cu proteină. Ce produc Marius Falan și ajutoarele sale poate fi luat și la pachet. Patronul nostru le permite să ia mâncare acasă, tocmai pentru a evita servitul mesei prin diverse locații, prin diverse care nu le-ar face bine ca sportiv. Tocmai pentru a fi sigur că mănâncă corect, că mănâncă bine, le-a dat voie să ia. Secretul oricărui bucătar este calitatea ingredientelor. La FCSB nu se face excepție. Acum mult timp înainte, mezeluri de la marketuri, de la unde ne puteam aproviziona. Și a venit, băi, tată, astea sunt cancer, nu mai dați în viața voastră la băieți. Mergeți și luați de unde vă trimit eu, la preț evident, triplu decât este. Ei, și de atunci în fiecare zi mănâncă partea pe parte de mezeluri, numai mezeluri de mare calitate. Ne trimite brânză făcută de dânsul și de mama dânsului. Îmi spunea la un moment dat, băi, mama face brânza asta, zice, să ai grijă să mănânce băieții. Baza din Berceni are toate facilitățile unui centru sportiv de top. Ne doream de mult. Din primul meu mandat să avem o bază, am plecat, m-am întors, am plecat. Și spre finalul anului 2016, Vasile Ambazi, efectiv ne-a surprins, pentru că The Silent a făcut, ok, nu ce acum, dar tot ce la momentul ăla era perfect pentru o echipă cu pretențiile noastre. Este dintre cele mai importante aspecte ale vieții cotidiene, pentru că dacă n-ai locul tău unde să spui perița de dinți, ai o mare problemă. Ne aflăm în vestiarul roșalbaștrilor, locul unde jucătorii se schimbă înainte de fiecare antrenament și își petrec o mare parte din timp. Okay, I'm going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. Și tot ca un club mare, facilitățile nu sunt doar pentru seniori. Condițiile juniorilor sunt similare cu cele de la prima echipă. Aceștia beneficiază de două bazine de refacere, unul cu apă caldă și unul cu apă rece. Pentru juniori, Meme Stoica și-ar dori mai mult. Am eu un mini proiect în minte, aș vrea să facem un teren cu dimensiuni reduse, împrejmuit și cu acoperiș de plasă. Am văzut la Coverciano cu foarte mulți ani înainte, aș vrea să-l facem sintetic, pentru că aș vrea să dezobișnuiesc pe cei care locuiesc aici, pe copii, să se joace în camere cu joystick-uri. Mai bine să iasă afară, să joace tenis, basket, orice alt sport, dar afară. Pentru că asta mă frământă în primul rând, dependența asta a tinerilor. Și nu numai a tinerilor, că văd că sunt și oameni mai în vârstă care joacă în continuu nenorocirile astea de jocuri video. La FCSB provocarea e clară. Condițiile sunt la cel mai înalt nivel.
echipa e așteptată să răspundă în mod asemănător pe teren, adică să aducă titlul așteptat de 9 ani de către fanii roșalbaștrilor. S-au făcut performanțe în trecut și fără să ai o bază la nivelul la care este baza noastră de acum. Dar clar crește calitatea fotbaliștilor în momentul în care ai tot ce-ți dorești la dispoziție. Și acum chiar stăm foarte bine. Adică nu văd ce ar mai trebui să avem pentru a performa. Foarte interesant. Nu cred că ați mai văzut așa cum arată casa FCSB-ului. Cu toate detaliile astea, foarte interesant. E la o echipă mare. Mare lucru că ne-a lăsat să filmăm. Da. E normal așa ceea. Ce vedem aici noi acum, ce am văzut filmarea asta, eu le-am văzut astea 98. Ba, bine. Cum zis, în Germania le-am văzut. Da. În 98, acum 26 de ani. Bun, dar la noi ne mirăm, știi, că unele echipe n-au terenuri să antreneze. Ceea ce ar fi o normalitate la FCSB, la CFR, la Craiova, la Rapid, Constanța, Viitor, dau un exemplu acum. Ce ar trebui să... Și la majoritatea celorlalte echipe, hai să nu zicem așa 100%, dacă a vreo 70% acolo cu terenul de antrenament și sala asta, da, cele mai importante. Și patronii au făcut, adică a făcut Hagi la Constanța și Mititelu, dar da, doar ei. Interesant că am filmat și am fost acolo în casa FCSB-ului. Vedem cum se pregătește titlul, nu? Foarte bine ce au făcut. Da. Mâine ne revedem la ora 16, sunt meciuri mâine. Așa, după amiază și o să fim și noi aici cu Football Show. Rămâneți cu meciurile din seara asta. Leverkusen tocmai a făcut 2-1 cu Mainz, e pe final acolo. O să aveți noapte bună!